Intervention suivante, images mythiques et pratiques nocturnes en littérature roumaine traditionnelle, perspectives ethnologiques et historiques, de Lucia Terțea Oprim et Alexandru Oprim. Désolée pour la prononciation. Lucia Terțea Oprim, maître de conférence au département des études culturelles de la faculté de lettres de l'université de Bucarest, et Alexandru Oprim, maître de conférence dans le même département de la faculté de lettres de l'université de Bucarest. Nous vous écoutons tout de suite pour une intervention de 15 minutes. Merci. Vous m'entendez? Microfonul. Bună ziua! Mai întâi vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la acest colocviu. Aș începe prin afirmația că timpul nopții e un subiect relativ recent în științele socio-umane. În ultimii ani s-a conturat un câmp de investigare transdisciplinar, Night Studies, care abordează temporalitatea nocturnă din perspectivă istorică, socială, politică, economică și culturală. Astfel sunt avute în vedere comportamente, practici, reprezentări care structurează raporturile omului cu noaptea. Un rol de pionierat l-au avut studiile istoricului american Roger Ekrich. Este vorba în primul rând despre cartea A Day's Close, Night in Times Past, apărută în 2005. Este vorba de o istorie culturală și socială a nopții, care va contribui la conturarea acestei rețele de cercetare numită Night Studies. Noaptea anterior nu prea a stârnit atenția istoricilor, fiind văzută ca o paranteză, un hiatus în viața oamenilor, un timp rezervat odihnei și somnului. Spre deosebire de istorici, etnologii au acordat o mai mare atenție timpului nopții, dar au insistat cu precădere asupra reprezentărilor negative. Noaptea ca interval întunericului, timp nefast al neliniștii, fricii, populat de creaturi răufăcătoare, moment de intensificare a intervenției forțelor supranaturale malefice. Prin privilegierea componentelor imaginare, timpul nopții a fost examinat ca un timp excepțional și extraordinar, ca un pandant negativ al zilei și nu ca un revers firesc al acesteia. Viața de noapte a oamenilor din societățile de altă dată, contextele specifice, activitățile nocturne și ritmurile lor au fost multă vreme ignorate. Teza istoricului Roger Ekrich este aceea că revoluția industrială a secolului al XVIII-lea a transformat irevocabil modul în care oamenii experimentează timpul nopții și, în primul rând, somnul. Somnul, o activitate fiziologică și psihică intrinsecă naturii umane, e departe de a avea aceeași formă, aceleași practici, neschimbate de-a lungul timpului. Dimpotrivă, somnul este proteiform, răspunde nu numai unor condiționări biologice, ci mai ales culturale și istorice. Așadar, susține Ekrich, în perioada preindustrială, în spațiul occidental, era practicat somnul segmentat, numit somn bifazic, divizat în două secvențe nocturne distincte, separate de o perioadă de veghe. Mai precis, oamenii mergeau la culcare între orele 9 și 10 vara, respectiv 7-8 iarna, se trezeau la miezul nopții, și urma o perioadă de veghe între 12 noaptea și ora 2 sau 3, apoi se culcau și dormeau din nou până dimineață. Revoluția industrială, precum și transformările care au urmat, generalizarea iluminatului artificial, urbanizarea, organizarea industrială a muncii, au dus la abandonarea somnului bifazic și la apariția unei noi modalități de a dormi, cea pe care o practicăm noi astăzi, și anume somnul consolidat sau somnul monofazic. Pe la 1700, patternul somnului bifazic dispare mai întâi în mediile urbane înstărite, iar apoi dispare aproape cu totul, supraviețuind pe alocuri în mediul rural până la finalul secolului al XIX-lea. Iluminatul stradal și domestic, noctambulismul urban și noile sociabilități nocturne au deplasat orarul culcării, astfel încât dispare prima perioadă de somn, rezultând un alt ritm al acestuia, fără intervalul intermediar de veghe. Pentru a-și argumenta teza somnului bifazic, Roger Ekrich a reunit surse diverse, documente judiciare și legislative, scrieri religioase și medicale, surse literare, jurnale intime, scrisori, materiale iconografice. Toate acestea sugerează existența unei culturi nocturne aparte cu riturile și obișnuințele ei. Ce făceau oamenii în acel interval de veghe de la mijlocul nopții?
Timpul era dedicat în activități diverse în conformitate cu condiția socială, ocupația profesională, nivelul de instrucție, mediul rural sau urban. De exemplu, la țară aveau alte activități, aveau activități casnice care nu necesitau luminare, poate mâncau, își inspectau animalele, vegheau somnul copiilor, conversau sau își vizitau vecinii. Însă cel mai adesea stăteau în pat, se rugau, iar cei cu știință de carte citeau. Acest timp de letargie nocturnă era propice pentru stările meditative, pentru introspecție, reflectau la întâmplări de peste zi, noaptea nu e un sfetnic bun, sau reflectau la visele din prima parte a somnului pe care, se pare, reușeau să și le amintească și să le structureze mult mai bine decât noi, care dormim monofazic, perturbați de poluarea luminoasă și fonică nocturnă. Pe lângă mărturile indirecte, Ekrich invocă ocurența formulelor. Primul somn și al doilea somn, în antichitate, aceste expresii apar atât la autorii greci cât și cei latini. Primul somnus sau prima sopor și secundul somnus. Iată un exemplu din Vergiliu. În Eneida, grecii ies din calul troian tocmai în acel moment. Citat, era tocmai ceasul. Începe somnul din tâi al vieților oameni. Napoleus, Măgarul de Aur, apare o astfel de mențiune. Primul somn, care întotdeauna e mai greu. Referințele la sursele din antichitate, până la finalul secolului al XIX-lea, această referință la somnul bifazic nu e comentată, nu este explicată. Somnul bifazic pare ceva normal, de la sine înțeles. Trebuie făcută precizarea că teza lui Ekrich a fost preluată și de către alți istorici care au venit cu argumente suplimentare referitoare la existența acestui pattern preindustrial, tradițional al somnului. Câteva exemple. Alain Cabatou, Histoire de la nuit, Guillaume Garnier, L'oubli de Pan, Une histoire du sommeil, Claire Klosowski, Evening Empire, A History of the Night in Early Modern Europe, Sasha Handley, Sleep in Early Modern England, precum și lucrarea lui William Holiday, care Segment and Sleep in the Bible, unde el identifică aluzii la acest somn segmentat în textele biblice. Ajuns în acest punct, ne întrebăm dacă rezultatele cercetării lui Ekrich asupra somnului segmentat din societățile europene preindustriale se aplică și realităților românești. Așa cum spuneam mai înainte, timpul nopții nu a făcut obiectul observațiilor directe ale etnografilor și etnologilor români, care au fost preocupați mai mult de imaginarul nocturn și deloc de experiența individuală sau socială a timpului nopții sau de acea cultură a somnului de altă dată, adică obișnuințe, ora de culcare, trezire, durata somnului sau ritmurile lui. Noaptea. Așa, nici istoricii nu au fost prea preocupați de această temporalitate nocturnă. Singurul studiu de mici dimensiuni aparține un istoric clujan, Sorin Mitu, Sleep in Traditional Romanian Mentality. El sondează motivele folclorice ale somnului și susține că nu dispunem de surse scrise pentru a putea reconstitui modul concret în care oamenii își petreceau noaptea în epoca premodernă. Noaptea este, în primul rând, o formă a timpului, mai mult decât o unitate temporală, precum ziua. Nimeni nu spune cu claritate contabilă un an are 365 de nopți. Noaptea a fost mereu resimțită ca o formă distinctă de timp, calitativ diferită. Întunericul dens și nesfârșit care o definește, fiind cea mai evidentă reprezentare a necunoscutului, sediul predilect al spaimelor. Triada, întuneric, necunoscut, teamă, nu putea decât să constituie un cadru ideal, un pat germinativ pentru un imaginar popular de reprezentări ale unor ființe supranaturale cu puteri nemăsurate. Puterea acestor ființe este redutabilă tocmai pentru că e nemăsurabilă într-un regim în care vizibilul e abolit, spațiul se dizolvă în absența reperelor, iar materialitatea lumii diurne par să dispară. Vom prezenta un mic eșantion de reprezentări mitice și practici nocturne, consemnate în răspunsul lui la chestionarea lui H.D. Nicolae din Sușianu, în studiul lui Ernest Berna și Constantin Lărătescu. De la miezul nopții și până la cântatul cocoșului se credea că bântuie o serie de ființe mitologice care puteau provoca nenorociri celor care ignoră anumite interdicții. Câteva citate. Timpul e așa, ca o făptură, trebuie să-l iei în seamă. Eu așa gândesc că ceasul rău e la miezul nopții. Nu e bine să umbli atunci pe afară că te poate poci. E așa un timp nesănătos. Vezi bine, îl simți în aer, în curte, în trupul tău. Intervalul dintre miezul nopții și primul cântat al cocoșului este un timp periculos, nefast, un timp necurat, un timp rău.
Citat, atunci umblă urâtul, strigoii, bricolicii, arătările, duhurile și stafile de tot felul. Acest interval e folosit pentru acte de magie distructivă, pentru că vrăjitorii atunci au puterea mai mare, beneficiind de sprijinul făpturilor întunericului. În Berna, consemnează o informație, o vrăjitoare din țara Oltului se ducea în puterea nopțului și înconjura cimitirul de trei ori cu părul despletit pentru a-și spori puterea. Noaptea ai sufletul, alte citate, noaptea ai sufletul tot în bănuială, sunt ceasuri rele. Nu-i bine să umbli după miezul nopții, că atunci e puterea necuratului. Adâncul nopții e după ceasul 12, atunci umblă duhurile rele, umblă până spre mijit, până când încep să cânte cocoșii. Asta e pe la 3:30. Adâncul nopții e întunericul, e necuratul. Un personaj temut era Marțolea, care pedepsea femeile care lucrau marți seara și marți noaptea. Era interzis în acest interval să femeilor să lucreze, să fiarbă, să spele haine, să coacă pâine în cuptor, să toarcă, să depene, să pieptene, să măture ori să iasă din casă. Pentru ține departe acest personaj temut, apa în care era îmbăiat copilul se arunca seara afară, iar scutecele nu se întindeau afară după asfințitul soarelui, astfel le-ar fura marțolele și le-ar spurca. Dacă noaptea au puterile malefice, anvergura maximă, tot noaptea aveau loc și practicile de protecție. Iată câteva. În Joia Mare, femeile în noaptea aceea se duc la fântâni și aduc câte 40 de vedre de apă pe care le vars în diferite locuri. Fac multe focuri la care să se încălzească morții, împart colaci, haine ca joimărița să găsească în regulă pe morți și să nu-i pedepsească. Cartea de Sampă se scrie în trei nopți de rândul în fiecare noapte. De Sfântul Gheorghe. Se pun noaptea pe la stâlpii casei și la poartă crenzi, vergi, iarbă mare de răchită, salcie, pentru că Sfântul Gheorghe aduce verdeața câmpului. Noaptea se sufla în bucium, ca vrăjitoarele să nu poată strânge belșugul. Se duc noaptea cu vitele la pășunat. Cântă din bucium. Noaptea ciobanii cântă din buciume ca fermecătoarele să nu le ia laptele vitelor. Umblă un om prin sat, vreo 2 ceasuri din noapte, cu un bucium, pentru a îndepărta pe cei ce vin noaptea în pielea goală, pentru a lua mana vitelor. În noapte, de Sfântul Gheorghe, fermecătoarele iau de obicei laptele de la vaci. Unele femei umblă noaptea goale, cu un săculeț legat de picior, ca să ia mana la vaci și la asemănături. Pentru a rit profilactic, la o vreme, înainte de miezul nopții, la o vreme înaintată din noapte, iau vitele și merg cu ele la câmp. În noaptea aceea, vitele se intră în holdele de grâu. În noapte sânziene, unele femei se spală pe tot corpul și duc tot în pielea goală în câmp să culeagă burieni de leac. Numai burienile culese în această noapte au puterea de leac. O reprezentare redutabilă este fata pădurii, un spițăt al pădurii cât și al nopții. E un demon erotic care arată tinerii surprinși noaptea în pădure. Remediul magic era un brâu apotropaic, un brăcinar de tei care a crescut între hotare, însoțit de o cămașă țesută noaptea de 9 văduve, pe modelul cămășii ciumei. Rătescu relatează un ritual de simulare a nopții, a morții prin spânzurătoare. Pe la miezul nopții, când vine la fereastră fata pădurii, vrăjitoarea l-a spânzurat pe Andraș de picioare cu capul în jos. Atunci babele au ieșit afară și au strigat. Ce umbli după el, nu vezi că-i mort? Și începe a boci. Tânărul scăpă astfel de fata pădurii. În noaptea de bobotează se deschid cerurile la miezul nopții. Cei ce văd cerul deschis primesc la Dumnezeu orice ar cere. Ei aud atunci toaca din cer. În acea noapte, consemnează tot Rătescu, unele babe au obiceiul să intre în apa unei gârle, taie gheața, fac copci, găuri cât pot încăpea și stau câteva timp acolo în credința de a fi sănătoase peste an. Etnografii care au consemnat aceste practici nocturne, nu au acordat atenție raportării exacte a acestor practici la perioada de somn. Se mărginesc la precizarea miezul nopții, adâncul nopții, puterea nopții, târziu noapte, dar putem să bănuim că aceste acțiuni se desfășurau în firescul interval de veche dintre primul și al doilea somn. Doar faptul că această segmentare era de la sine înțeleasă explică lipsa precizărilor în acest sens. În continuare, vreau să dau câteva exemple din bază documentară argumentației noastre spre ipotezei practicării somnului segmentat în societatea românească în acest interval, deci în perioada premodernă. Însemnare, exemple sunt găsite în corpusul unor însemnări de pe filele, de pe vechile manuscrise românești, vechile cărți românești. O însemnare de pe mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, iată ce găsim. Această carte este a jupânului Grecu Giurgiuveanu și mi-a dat-o mie să citesc ceva.
spre învățătură și am citit la anul 1770, la ceas, după primul somn, că se știe, am scris eu Ion Căpitan. Pe un alt manuscris, conținând cartea populară Halima, un cititor nota în 1778. Citez. Și eu, cel mai jos iscălit, pe această istorie am citit, după somnul cel din tâi, după ce au cântat cocoșii odată. Istoriile sunt minunate, dar nu sunt adevărate. Semnează Miron Toacă Dascăr. Altă însemnare. Se știe că am scris acum, Cupeț Șerban, Cupeț e negustor, anul 1803, iunie 3, sâmbătă, la 2 ceasuri din noapte, după lântâiul somn, tocmai ce timp din carte s-au întâmplat de s-au cutremurat pământul. Semnează Cupeț Negustor Galați. Încă o însemnare. Am citit această carte în 27 aprilie 1842, tocmai la miezul nopții, înainte de al doilea somn, când au dormit la noi pețitorii din Dobri pentru a vedea pe fratele meu Iosif și salașele noastre. Semnează Ioan Curut, paroh Pojoga. Aceste însemnări au fost făcute de membrii unor pături sociale alfabetizate, rurale și urbane, cler de jos, dascăl, târgoveți, negustori. Iată și un alt exemplu dintr-o altă categorie de documente, cele judiciare. La 21 martie 1780, domnitorul Alexandru Ipsilanti poruncește ispravnicilor de județ să cerceteze plângerea lui Marin, croitor din Oltenița, care îl reclamă pe vecinul său, Stancu, acuzându-l că i-ar fi pus foc la casă noaptea. Mai puțin. Slujbașii domnești, după cercetare scriu, în acea noapte, pe la 2 ceasuri, treci fiind, după întâiul somn, funcția lui, s-a avut un om umblând dinaintea ușii și zice că l-au văzut pe acest Stancu fugind. Alte categorii de izvoare sunt Nicolae Costin, întotdeauna țării Moldovei, unde, descrind atacul nocturn al Ștefan cel Mare, spune, s-au porit din Suceava după călărimea la baie, unde aflând preunguri adormiți, fără de griji, beți, la somnul din tâi, fiind întuneric, când toate se văd mai strânte și mai înfricoșate. Mult mai logbace sunt surse literare. Ele vorbesc într-o măsură, într-o manieră directă sau indirectă spre vechiul model al somnului bifazic. Astfel, într-o carte populară, în viața lui Bertoldo, aflăm că eroul au pus urechea de multe ori ascultând de se va auzi ceva și neauzând pe nimeni între acele cămări, pentru că se afla toți dormind într-un somnul cel din tâi, au deschis ușa încet. Și în romanele de început găsim exemple. În Elena lui Dimitrie Bolintineanu, Postelnicul George are următoarea experiență. Postelnicul se trezește. Doamna, oferim, putem să vă rugăm să. Bine. Un minut. E ultima pagină. Postelnicul se trezi după primul somn, se șterse la ochi ca să vază mai bine, nu se înșela, prin cameră sau umbla o fantasmă albă. La Nicolae Filimon, la fel, admanul cărăbuș, surprins de sosul încornorat, fuge, mă rog, prin, e dezbrăcată pe la goală, un scupă, curând se strac cu o preche de coarne, încercând, trebuie să străbată mahalale pentru a ajunge la o vie pentru o cere ajutor. Aici, citat, începu a bate cu tărie în ușa vierului, care, aflându-se în somnul din tâi și nevoie să se scoale, trimise-o în orgat să vadă cine e la ușă. Mai sunt exemple la Negruții, Cogălnicianu, Gane, Slavici. Închei prin a spune că e nevoie de un studiu mult mai amănunțit care să mobilizeze toate categoriile de surse disponibile, care să ofere răspunsul dacă fragmentarea timpului nopții, somn bifadic, somn din tâi, somn de-al doilea, a fost cu adevărat realitate trăită în spațiul românesc premodern. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezentarea. Ok. Mersi. La parola a madame.